Să începem așadar în seara aceasta, pentru că deja se anunță căldură mare, da? Așa cum e și cățelul din imagine, căldură mare, mon cher, urmează să fie. M-am gândit la început de perioada de caniculă să vă ofer câteva sfaturi cum să facem cât mai bine față acestei situații. O să începem să discutăm despre subiectul din această seară, cu rugămintea ca pe parcursul întregii seri, atâta timp cât avem întrebări legate de subiectul din această seară, să le punem ca să le apreciem la momentul respectiv. În schimb, dacă sunt întrebări de altă natură, le vom discuta împreună după ce terminăm expunerea, astfel încât expunerea să aibă o fluență. Deci, încă o dată, bună seara și bine v-am regăsit într-o seară toridă de sfârșit de iulie și să vedem ce măsuri putem avea și ce măsuri putem lua și cum putem să ne descurcăm în aceste zile de caniculă care urmează. Hai să vedem, în primul rând, care sunt efectele caniculei asupra organismului. În primul rând, ideea este că toate aceste transformări care au loc în corpul nostru atunci când este foarte cald afară, se manifestă ca și efecte negative atât asupra sănătății fizice cât și cea a celei psihice. Cei mai vulnerabili în toată această perioadă se manifestă asupra copiilor, asupra bătrânilor și asupra celor care au anumite sensibilități, ca să spunem așa, în ceea ce privește partea de sănătate. Ce simptome sunt la nivel de organism? Păi, pot apărea diverse simptome, cum ar fi amețelile, grețurile, stările de leșini. Și toate acestea pot apare și au anumite cauze datorate anumitor procese care se întâmplă în organismul nostru. Și am zis să le luăm pe rând ca să înțelegem cum stau lucrurile. Păi, în primul rând, cel care suferă cel mai mult în toată această perioadă este centrul de comandă al organismului nostru. Și anume, manifestările care apar la nivelul creierului. Deci, creierul nu mai funcționează corespunzător, apar funcțiile optime ale acestuia, nu se mai pot desfășura și atunci pot apărea stări de iritabilitate, anxietate, somnolență, depresie. Ce se întâmplă asupra pielii? Pentru că pielea este unul dintre cele mai importante organe în reglarea temperaturii. Din cauza căldurii apar transpirația puternică. Aceasta este însoțită de mai multe săruri, este însoțită de mai multe efecte, mai multe elemente toxice, mai multe deșeuri. Și sunt expuse, în special cu efecte mai importante, la nivelul pliurilor, pentru că acolo se adună cel mai mult partea de toxine. Mai mult de atât, dacă apar arsurile solare, cu atât mai mult pielea nu funcționează corespunzător, nu funcționează la parametri înalți, nu-și mai poate îndeplini funcțiile și rolurile pe care le are. Asupra mușchilor. Păi, în primul rând, să ne gândim că prin transpirație se pierd o multitudine de săruri minerare care au rol extrem de important în transmiterea influxului nervos, în transmiterea contractilității musculare și atunci apare posibilitatea să apară spasme, crcei, crampe la nivel muscular. Da? La nivelul rinichilor. Urina să fie mult mai concentrată, să se elimine mai multe toxine,
să apară mai multă producție de uree și de amoniu decât de obicei și astfel să existe o tendință mai mare din partea organismului ca să-și păstreze fluidele în corp. Deci urina, practic, este mai concentrată și rinichii, practic, funcționează la capacitate maximă, însă nu elimină toxinele. Deci cam așa stau lucrurile. Ce se întâmplă la nivelul circulației sângelui și la nivelul inimii? Asta am mai spus-o și cu alte ocazii. În momentul în care organismul are nevoie să disipeze și să împrăștie cât mai mult căldura, în situația aceasta este nevoie de o vasodilatație din partea organismului. Și această vasodilatație face ca inima să fie supra-solicitată, face ca inima să aibă nevoie să bată mult mai des și mult mai mult și cu mai multă putere. Și aceste lucruri, bineînțeles, că acest efort suplimentar, inima are nevoie să-l susțină. Dacă stăm să ne gândim în ceea ce privește, de exemplu, bolnavii cronici, cardiaci, aceștia sunt încercați în această situație de către inima lor și așa, nemai funcționând la parametrii maximi, este supra-solicitată. Asupra respirației pot apare și aici probleme respiratorii, mai ales cei care au deja astfel de sensibilități. Se intensifică simptomele și apare o intensificare a respirației, atât ca și amplitudine, cât și ca și frecvență. Deci sunt lucruri care sunt extrem de neplăcute și care pot avea influență nefastă asupra sănătății organismului. Această imagine am luat-o, este o imagine publicată de Departamentul pentru Situații de Urgență, se găsește pe aplicații de telefonie mobilă și aici primim sfaturi ce să faci și ce să nu faci atunci când este vorba de caniculă. Da? Deci când este vorba de caniculă, în niciun caz nu ai voie să consumi băuturi alcoolice, să consumi băuturi pe bază de alcool, pe bază de cafeină, pe bază de mai mult zahăr. Zahărul supra-solicită organismul în a metaboliza partea suplimentară de zahăr și, bineînțeles, ca și măsuri, este important să nu se facă expunerea la soare încercăm să evităm ieșitul din casă între orele 11 și 18 și în rest să se stea la umbră, în locuri răcoroase, în locuri în care să existe aer condiționat și atenție, aerul condiționat să nu fie sub 23-24 de grade Celsius, astfel încât să nu existe o diferență foarte mare între temperatura de interior și temperatura din exterior, adică să nu existe o diferență semnificativă între cele două variații de temperatură. Ce să faci? Păi foarte simplu, să luăm măsura de a bea cât mai multe lichide. V-am spus și mai devreme că rinichiul este încercat în această situație, deci el încearcă să păstreze cât mai mult din lichide, dar concomitența și concentreze și funcționează la parametrii maximi. Și în rest să avem grijă, să folosim îmbrăcăminte care să ne apere de soare, să ne acoperim capul, pentru că ați văzut creierul este cel mai important dintre ele care suferă, deci este organul cel mai important care suferă din corpul nostru și toate efectele negative de la nivelul lui se transmit și mai departe. Purtarea de ochelari de soare, de șapcă, de pălării de soare și chiar în anumite situații este nevoie să purtăm inclusiv umbrele de soare. Cu ce ne putem hidrata? Păi,
Avem o multitudine din produsele noastre, avem posibilitatea concomitent cu hidratarea să aducem în plus în organism și elemente nutriționale care să susțină funcționalitatea organelor cele mai încercate în situația în care avem nevoie de elemente nutritive suplimentare. Alte ajutoare pe care le mai avem sunt cele legate de strict de hrănire, ca să spunem așa. De ce? Pentru că vara, când este extrem de cald, nici alimentația nu se mai face corespunzător. Există tendința de mai mare de infecții la nivelul tubului digestiv. Există tendința mare de a pierde mineralele prin transpirație, există tendința să nu ai poftă de mâncare și atunci trebuie concomitent cu hidratarea să te și hrănești cu ceva. Și atunci avem la dispoziție din produsele noastre posibilitatea concomitent să ne și hidratăm și să ne și hrănim, astfel încât să ne simțim foarte bine. Spuneam că prin transpirație se pierd multe elemente nutritive, în special mineralele. Din cauza aceasta, cu atât mai mult pielea are aspect mai neplăcut, cu atât mai mult pielea se deshidratează mai repede, cu atât mai mult pielea nu mai funcționează corespunzător și spuneam că este unul dintre cele mai importante organe ale noastre în lupta împotriva caniculei. De asemenea, părul își pierde din calități și spuneam că mineralele pe care le pierdem prin transpirație au efect negativ, inclusiv la nivelul contractilității musculare, neuromusculare, inclusiv la nivelul transmiterii impulsului nervos, fie la nivelul creierului, fie la nivelul musculaturii. Spuneam că inima este unul din organele încercate în perioada de caniculă, atunci când este cald. Ea este obligată pentru a face față necesităților organismului să bată mai puternic și mai intens. Forever Cardio Health este unul din elementele nutritive care ajută foarte mult în susținerea funcționalității inimii. Acest lucru se realizează în special prin cantitatea suficientă, mai mult decât suficientă, de coenzima Q10 pe care acest preparat o conține. Și, de asemenea, avem susținerea a încă multor elemente nutritive cu rol antioxidant, cum ar fi extractele din semințe de struguri, turmericul, efectele antiinflamatorii ale boswellia serrata, frunzele de măslin care sunt conținute în acest preparat, pentru că Forever Cardio Health este un preparat pe bază de coenzima Q10, dar care are multe, multe elemente nutritive adăugate. Și în afară de cele cu efect antioxidant, antiinflamator pe care l-am enumerat, de asemenea, avem și vitaminele. Aici stau foarte bine să mă gândesc în ceea ce privește, de obicei, acea obiecție pe care cu toții o au în momentul în care aud de produsele noastre. Marea majoritate știm că în momentul în care discutăm despre produsele noastre, prima obiecție pe care o au oamenii este aceea: vai, eu știu că sunt bune produsele de la Forever, dar de asemenea pot să spun că sunt scumpe. E, atunci, cea mai bună reacție pe care puteți o aveți este să puneți întrebarea: cum față de ce? Și aici sunt două produse la care o să demontez această obiecție, pentru că vedeți la Cardio Health câte elemente nutritive sunt conținute dincolo de coenzima Q10, care este elementul principal în ceea ce privește partea de nutriție adusă de acest produs.
Toate celelalte pe care le vedeți dumneavoastră aici enumerate și la care eu am adunat prețuri ca să vi le pun și să le vedem cât costă per ambalaj, per număr de tablete și cât este pe tabletă și pe zi de administrare, este foarte bine să înțelegem că, practic, produsele noastre sunt extrem de complexe și este ca și cum, deci vedeți aici, ar trebui să luăm încă o multitudine de preparate, o valiză, ca să zic așa, o sacoșă întreagă, ca să reușim să ajungem la ceea ce avem ca și elemente oferite de produsele noastre. De asemenea, un rol destul de important și un efect destul de bun și de deosebit pe care putem să-l obținem în ceea ce privește susținerea funcționalității inimii, a vaselor de sânge, a ficatului, a tubului digestiv, a pancreasului, a funcției sexuale, a musculaturii. Toate acestea le putem obține dintr-un preparat Forever Argy Plus. Eu în seara aceasta Argy Plus am în pahar ca să pot să fiu concentrată și bine alături de dumneavoastră. Practic, prin cele trei grupe de suplimente alimentare pe care le avem în acest preparat, avem o minune în ceea ce privește susținerea stării noastre de sănătate. De asemenea, la fel ca și la Cardio Health, am pus aici comparările de preț, pentru că, de asemenea, Argy Plus este cotat ca fiind unul din produsele noastre scumpe. Și după cum observați, numai din echivalența a alte suplimente alimentare pe bază de L-arginină, deja prețul produsului nostru este economisit. Deci, practic, restul celelalte elemente nutritive pe care le găsiți în acest preparat sunt suplimentare și, bineînțeles, cu costuri suplimentare, dacă ar trebui să le luăm separat și nu într-un singur produs, care să mai fie și atât de plăcut, mai ales în această perioadă. Spuneam că te ajută să te hidratezi și concomitent să-ți susții întreg organismul. Deci poate fi utilizat ca o băutură, răcoritoare extrem de bună și de sănătoasă. Gelul de aloe vera. Știm cu toții că este unul dintre cele mai bune elemente nutritive pe care le putem avea la dispoziție și într-o formulă deosebită. El oferă, pe lângă hidratare, și o multitudine de elemente nutritive. Pomsin Power este o formulă extrem de concentrată de elemente nutritive extrase din suc natural de fructe. Putem să-l utilizăm efectiv așa cum utilizezi siropul din cămară ca să-ți faci o băutură răcoritoare, la fel poți să utilizezi și Pomsin Power, să-l adaugi în apa de băut și obții astfel și o protecție antioxidantă semnificativă, oferite de acest amestec deosebit de fructe pe care îl avem. Ba mai mult, produsul lunii iulie a fost Aloe to Go, adică combinația dintre aceste două elemente nutritive deosebite, adică gelul de aloe vera și Pomsin Power, care împreună s-au întâlnit într-un ambalaj extrem de practic, în acele mici pliculețe de călătorie pe care le pot lua absolut oriunde, la strand, la birou, în grădină, când faci treabă, peste tot poți să-ți iei pliculețul de aloe to go și obții concomitent și stare de hidratare și stare de nutriție. Așa cum spuneam, că nu prea te este foame și nu prea știi ce să mănânci în toată această perioadă, concomitent dintr-un pliculeț de aloe to go, unul, chiar două pliculețe de aloe to go, obții elemente nutritive bogate și deosebite. Hidratarea și, de asemenea, protecție celulară și regenerare celulară obținem prin Aloe Blossom Herbal Tea. Este un ceai deosebit care nu doar aduce elemente nutritive și aduce elemente de protecție celulară, ci te ajută să-ți reglezi și starea de glicemie, te ajută să
să se spele foarte bine interiorul organismului tău, deci în procesele de detoxifiere, inclusiv de detoxifiere celulară. Și ce poate fi mai plăcut decât să bei un ceai cu gust de scorțișoară, portocale, cuișoare, ghimbir, toate într-un singur element extrem de răcoritor. Avem nevoie și de fibre. De ce avem nevoie de fibre? Pentru că acestea au capacitatea să ne regleze tranzitul intestinal, care spuneam că în această perioadă poate înregistra anumite dereglări. Și, de asemenea, spuneam că ne ajută și la a ne menține glicemia. Și această menținere a glicemiei este un element important. De ce? Pentru că, așa cum ați văzut, creierul este primul care suferă anumite deteriorări în momentul în care este extrem de cald afară și dacă peste aceste elemente de încercat, deteriorare a funcționalității se mai adaugă și un dezechilibru al glicemiei, acest lucru va influența și mai mult. Asta apropo de bolnavii cronici, deci cei care au diabet, pot avea suplimentar neplăceri în această perioadă. De asemenea, tot pentru menținerea sănătății tubului digestiv, optez și pentru probiotice. De ce? Pentru că acestea realizează echilibrul optim al florii microbiene la nivel intestinal. În condițiile unui echilibru optim la acest nivel, avem posibilitatea ca organismul să producă el însuși elemente nutritive de care avem nevoie, și anume enzime, elemente nutritive cu rol de apărare a organismului, acțiune de detoxifiere și sinteza anumitor vitamine care sunt absolut necesare funcționalității organismului, cum ar fi cele din sfera B-urilor, vitaminele K și acidul folic. Deci acestea se produc inclusiv în organismul nostru, sub influența florei microbiene echilibrate. Ce este important la un probiotic? Pentru că a fost întrebată de mulți din dumneavoastră, câte tulpini, ce număr de colonii de elemente biologice avem și ce pot să spun în această situație? Contează nu neapărat cantitatea pe care o înghițim de probiotice, ci contează foarte mult cum ajung aceste probiotice la nivel intestinal, în ce cantitate și, de asemenea, este extrem de importantă combinația acestor elemente microbiologice care să ajungă la nivelul tubului nostru digestiv. Și în ceea ce privește probioticul, pot să spun că această formulă se apropie de ideal, având o formulă extrem de complexă și, ce este foarte important, este o formulă extrem de bine încapsulată, care această formulă permite ca microorganismele să ajungă indemne acolo unde este nevoie de ele pentru a restabili echilibrul florei microbiene. Spuneam de elemente nutritive, că avem nevoie de mâncare. Avem nevoie de să mâncăm cumva, dar să nu fie, deci că avem nevoie de toate elementele nutritive, dar să nu fie greu, să nu fie dificil, să nu fie greu de digerat, să nu fie greu de mâncat. Și atunci avem o variantă extrem de bună, se cheamă Forever Light Ultra, care este o pulbere cu elemente nutritive importante, care asigură necesarul zilnic de vitamine, minerale, aminoacizi, grăsimi și zaharuri sănătoase, care se pot prepara cu lapte, cu lapte degresat sau cu sucuri de fructe, sau pur și simplu cu apă, sau pur și simplu cu ceai, sau pur și simplu o să vedeți imediat că am ales pentru dumneavoastră câteva rețete extraordinare și care se pot constitui într-un desert foarte bun sau se pot constitui într-un element nutritiv plăcut și hidratant și răcoritor și care să te ajute
cu toate aceste elemente nutritive. Deci, observați, aici am pus, din punct de vedere al balanței de lipide, de elemente minerale, de fibre, de zaharuri. Deci, atenție, zaharuri sunt lucruri diferite față de zahăr. Zaharuri sunt acele glucide pe care le luăm din fructe, din legume și fructe. De exemplu, morcovul este un element nutritiv care conține zaharuri, dar nu zahăr. Da? Fructele conțin fructoză, dar nu zahăr. Dar se cheamă toate acestea, au denumirea generică de zaharuri. Și proteine. Deci aici mai avem și toate elementele nutritive care se regăsesc în Forever Light Ultra, fie că vorbim de varianta cu ciocolată, fie că vorbim de varianta cu vanilie. Și ce este interesant, că toate acestea le putem obține ca și elemente nutritive, dar cu un conținut caloric foarte scăzut. Cum avem nevoie să ne protejăm de căldură? Și aici am găsit pentru dumneavoastră un tabel în funcție de cantitatea de radiații solare. Și în funcție de piele, de la piele normală, piele sensibilă până la piele ultrasensibilă, ce ar trebui să utilizăm atunci când suntem afară și când avem nevoie de protecție solară. Am pus și factorul de protecție solară și inclusiv ce ar trebui să purtăm. Ca și elemente vestimentare, este bine să fie elemente vestimentare din in sau din bumbac ușor, care să nu se lipească de corp, care să facă practic o pernă izolantă în jurul organismului nostru. Este necesar să purtăm atunci când ne expunem sau când trebuie să mergem mai mult în soare, pălăria, ochelarii de soare. Și chiar dacă radiațiile sunt foarte ridicate, chiar dacă avem piele normală, ar trebui folosită inclusiv umbrela de soare. Deci, protecție categorică. Cu ce combatem efectele neplăcute ale soarelui acesta, acestea manifestându-se datorită expunerii la soare? Știm cu toții aloe first. Este un element important în restabilirea echilibrului pielii noastre, pielii mucoaselor, părului nostru, care prin compoziția sa în bază de aloe vera, propolis și 11 plante cu efect antiinflamator, antimicrobian, anti-infecțios, cicatrizant, ne ajută foarte bine în toată această perioadă. Aloe jelly este ca și cum, așa cum arată și imaginea, ai rupe frunza de aloe și ai pune-o pe piele. Aceasta oferă hidratare în profunzime, nu ne pătează hainele și ne ajută în diverse situații în toată această perioadă, mai ales atunci după ce ne-am expus la soare și când pielea noastră este iritată, deshidratată și are nevoie de un ajutor suplimentar, mai ales atunci când apar mici iritații pe piele. Și acum o să vă dau așa exemple, o să vă readuc aminte, să puneți mâna să mai răsfoiți puțin din revistele noastre, pentru că veți găsi rețete extraordinare, culinare, ca să zic așa, de-a dreptul, cu produsele noastre, le putem asocia cu elemente nutritive deosebite. Ia uitați-vă, glazură de curcan glazurat cu miere, salată cu sos de avocado și gel de aloe. Fursecuri putem să facem cu folosind Light Ultra. Folosind gelul de aloe vera, mierea, putem să facem diverse cocktailuri și acestea deja sunt convinsă că le-ați citit și le-ați regăsit, dar vi le reamintesc din revistele noastre. La secțiunea de instruire la materiale, puteți să răsfoiți acolo arhiva de reviste și acolo puteți găsi multe din aceste rețete. Puteți să vă impresionați musafirii cu cocktailuri sănătoase și puteți să faceți un bar întreg cu
aceste cocktailuri, puteți să faceți, când vă faceți întâlnire cu echipa, puteți să îi provocați pe oamenii dumneavoastră din echipă să vină cu diverse ingrediente și să faceți un concurs de cocktailuri, mai ales în această perioadă. Avem acum suplimentar și acele justuri care pot veni cu un plus în hidratare. Pavul, care are o cantitate mică de cafeină și care poate aduce un plus de energie datorită celorlalte ingrediente conținute în gel de aloe vera. Sau puteți pur și simplu să căutați pe Facebook, pe Instagram, folosind hashtag-ul Forever Recipe și găsiți aici o multitudine de cocktailuri deosebite, deci iarăși securi, brioșe, pâine cu banană, deserturi cu care vă puteți impresiona musafirii și în același timp deserturi sănătoase, utilizând pur și simplu mierea și ultralight-ul. Aici, mulțumesc Carinei, de la ea, Carinei și Cristiana Dincuță, ele mi-au dat aici ca idei de înghețată de căpșuni, Vera Sherry. Iar următoarea pleiadă, îi mulțumesc lui Valentin Nițu, el mi-a dat link-ul unde să găsesc aceste deosebite rețete pentru dumneavoastră, care au la bază fie gel de aloe vera, fie sunt asociate justurile, fie că vorbim de cel de fructe de pădure, fie că vorbim de cel de acela exotic, cu nucă de cocos și cu ananas. Da? Deci cu coaja de lămâie, cu lămâie, cu miere. Aici observați că este Aloe Blossom Herbal Tea, ceaiul, și multă scorțișoară. Aici sunt utilizate banana, sucul de mere, scorțișoara și light-ul ultra. Aici kiwi, suc de ananas și justul de imbir, justul exotic pe care îl avem. Da? Deci, încă o dată mulțumesc, Valentin, pentru aceste rețete, că le împărtășesc oamenilor și am avut ce să împărtășesc. Ia uitați-vă aici cu mango congelat, cu bits and peaches, cu zeamă de lămâie și puful nostru de exotic. Deci vă puteți impresiona musafirii sau puteți savura într-o după-amiază extrem de călduroasă, cea cum a fost și cea de astăzi, sau într-o seară, puteți concomitent să mâncați și un desert și în același timp să vă luați și cina. Aici este Argi Plus, utilizat ca și bază. Da? Așa că acum aveți toate uneltele la dispoziție să aveți o vară răcoroasă, chiar dacă afară vor fi peste 35 de grade Celsius. Bun. Cu mare drag și eu vă mulțumesc că ați reușit să fiți alături de mine și că nu ați optat să vă plimbați în parc și că ați venit aici să împărtășim împreună lucruri frumoase.